A 25-a ediție a competiției naționale de turism pedestru Cupa Salikov s-a desfășurat în pădurea de lângă satul Hrușevo, raionul Criuleni, în perioada 11-13 septembrie. Prima zi a fost rezervată primirii concurenților, tradiționala acțiune de salubrizare și, desigur, instalarea corturilor cu minimum de confort necesar pentru a supraviețui 3 zile în afara civilizației. În prima zi am avut a cunoaște participanții, în jurul focului de tabără, care, în pofida spiritului competitiv, a legat prietenii pe termen lung. A doua zi dimineața ne-a prins cam somnoroși, dar cea care avea să mobilizeze echipele, să provoace la o concurență sănătoasă, avea să fie tradiționala deschidere oficială. Arbitrii competiției au menționat specificul probelor din acest an, traseul cu mai multe obstacole și, desigur, au amintit de Constantin Salikov, profesor emerit, cel care fusese primul director al stației orășenești de turism pentru copii și în memoria căruia competiția se desfășoară deja al 25-lea an consecutiv. Ia-n atenție! Start! La închiderea competiției, participanții au fost aplaudați, felicitați și premiați cu diplome, medalii și echipament turistic. 3 cupe au mers către echipele învingătoare din Bender, Chișinău și Sot-Ungheni. În final, tinerii și-au urat noi performanțe în domeniul turismului sportiv.